Da, vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Prezența premierului cu certitudine a fost un catalizator pentru întreaga discuție și ne bucurăm că a stârnit atâta interes și că avem o diversitate de participanți aici, atât ca instituții, cât și ca experiențe. Violeta mi-a atras atenția că ar trebui totuși să spun cine sunt, dacă tot vă vorbesc cu microfonul. Numele meu este Mihai Lisețchi, sunt secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic și împreună cu colega mea, sunt Ziana Dobre, și respectiv cu tot colectivul din cadrul Ministerului, suntem responsabili pentru acest eveniment. Nu ne asumăm responsabilitatea și pentru ce o să se întâmple de pe urma evenimentului, dar sperăm să se întâmple doar lucruri bune. Și de aceea ne-am oferit sprijinul în a susține întregul proiect. O să vă spun două vorbe despre, două vorbe despre logica, dacă vreți, sau dacă vreți, și despre motivația care a determinat un asemenea demers la nivelul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic. După cum se aude, titulatura nu vorbește nimic despre patrimoniu, nu vorbește nimic despre valori culturale, nu vorbește nimic despre dimensiuni economice. Pe de altă parte, suntem ca minister o premieră în arhitectura guvernamentală, iar logica noastră instituțională este legată de comunitate, este legată de dialog civic, este legată de consultare. Într-o asemenea logică am preluat din exemplu unei inițiative, cazul din Petrila, o să aflați ceva mai multe detalii cât de curând, care ne-a solicitat ajutorul în sensul acestei logici instituționale, a consultării, a dialogului, și am ajuns la concluzia că este un demers care ar trebui să fie preluat, scalat, ca să folosesc unul dintre cuvintele care le întâlnesc foarte des la colegii cu care am lucrat în ultima perioadă, și transformat într-o posibilă abordare de politică publică. Mai precis, ceea ce ne dorim să facem este să inventariem o problematică, o problematică care ține de patrimoniu comunitar neutilizat, cu mențiunea că e o abordare doctrinară. Nu este nici juridică, nu ține nici de teritoriul național, vorbim de comunitate în sensul cel mai larg, în sensul sociologic, dacă vreți, al cuvântului, și vrem, repet, să promovăm un asemenea demers legat de patrimoniu comunitar nefolosit, neutilizat, subînțelegând aici clădiri industriale, subînțelegând cazărmi, subînțelegând școli care nu mai funcționează ca serviciu didactic. Din acest punct de vedere, există o varietate de bunuri, de active nefolosite la nivelul comunității și ne-am dorit ca ele să fie repuse în beneficiul comunității și foarte important, foarte important pentru noi, nu este atât destinația, care poate să fie atât cu un caracter comercial, să avem niște servicii artiști care vând ateliere, expoziții, pot să fie hub-uri de IT, pot să fie și servicii sociale, pot să fie servicii comunitare fără niciun fel de dimensiune pecuniară. Deci, din punctul nostru de vedere, destinația este mai puțin importantă, foarte importante sunt caracteristicile procesului. Deci, luăm în considerare valorificări care pornesc de la ideea de bine comunitar, care să servească comunitatea, să aibă un uz larg public. De asemenea, luăm în considerare procese care aduc în discuție actori reprezentativi din comunitate, actori atât din spațiu public, administrație publică, cât și din spațiu privat, vorbim de antreprenori, vorbim de organizații neguvernamentale, vorbim de grupuri informale de cetățeni. Deci este un proces care este foarte important prin modul în care se desfășoară și mai puțin prin destinația finală. El se încadrează într-un demers mai larg, dacă încercăm să găsim și un cadru de idei. Pornim de la realitatea că valorificarea acestor active ține de un proces de regenerare urbană. S-au mai menționat această sintagmă, regenerare urbană care la rândul ei face obiectul unei strategii, strategia de dezvoltare urbană. Cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale ne pot spune mult mai multe despre această parte.
care strategie de dezvoltare urbană se regăsește în strategia de dezvoltare teritorială a României. Și ideea este că în acest demers încercăm să creăm un proiect pilot. Un proiect pilot care să identifice o bucățică din problematica publică și să o ducă până la identificarea unui pachet de posibile măsuri de soluții publice, de politici publice, pachet care să fie, după acest eveniment, după această conferință, calibrat, astfel încât să dea satisfacție așteptărilor dumneavoastră, ca potențiali actori interesați, fie că vorbim de instituții publice, fie că vorbim de încă o dată, de actori privați, și care în final să reprezinte o experiență instituțională, care să poată fi preluată la nivelul celorlalte strategii pe care le-am menționat. Ultimul lucru care aș vrea să-l spun este legat de faptul că acest demers, chiar dacă îl are ca inițiator pe Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, nu este un demers al Ministerului, sau nu este al nostru, dacă vorbim în termeni de proprietate, de proiect. Este un demers comun în care Ministerul a fost inițiatorul, dar care proiect se desfășoară grație explicită a celor care au fost dispuși să contribuie. Și aici vorbim și le mulțumesc foarte mult tuturor celor care s-au implicat, fie că sunt partenerii noștri din afara sistemului public, fie că vorbim de instituțiile publice care au fost dispuse să se asocieze de acest demers. Este un demers care vizează o abordare integrată, ni se spunea, s-a mai vorbit despre un asemenea tip de demers, și care nu este posibil să aducă rezultat, să aibă impact, dacă nu reușește să aducă actorii relevanți implicați în acest demers. Și, evident, totul se bazează pe dialog. Din acest punct de vedere, rolul nostru mai departe va fi rolul unui facilitator. Intervențiile de politică publică urmând să fie asumate, sperăm noi, de către instituțiile cu competență în domeniu. Acestea fiind spuse, o să trecem în prima parte, dacă vreți, a discuțiilor, o primă parte care vizează argumentarea, demersului nostru, și nu o să o mai facem noi, o să-i lăsăm pe alții să vină să spună de ce este important acest tip de demers. Mă refer în primul rând, cu scuzele de rigoare, facem o mică inversiune în agenda evenimentului, și în acest punct de vedere o să-l invit pe Dragoș Păslaru, consilierul de stat, pe probleme legate de rolul industriilor, care ne va spune câteva cuvinte despre rolul industriilor culturale și creative în regenerarea urbană. Perspectivă către viitor. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Este evident o plăcere să vedem o astfel de reuniune că are loc. Mă aflu aici între prieteni, colegi, profesori. Este un cadru perfect pentru a putea alinia o mișcare într-adevăr de pionierat. Și chestiunea aceasta cu pionieratul are partea pozitivă că suntem molipsitori de entuziaști, că vrem, că facem, dar are și partea legată de faptul că, cel puțin asta e definiția pionieratului, suntem încă marginali față de o anumită realitate. Și se pune problema când ajungem la acel tipping point al lui Malcolm Gladwell, la punctul de inflexiune. Când se poate face acel punct de inflexiune pentru ca anumite argumente care sunt pentru noi firești, naturale și bine documentate, bazate pe evidențe, să poată să fie considerate și în gândirea mainstream, în gândirea, să spunem, majoritară în acest moment. Și aici o să încerc să vă exprim câteva gânduri dinspre zona economică și care să încerce să placeze o normalitate în ceea ce privește gândirea aceasta legată de sectoarele culturale creative și lucruri care țin de spațiu, teritoriu, dezvoltare, regenerare urbană. Evident că ceea ce voi încerca să spun va fi cumva dintr-o perspectivă subiectivă. Mie mi se pare că aceasta este o ancoră cheie, critică a dezvoltării în perioada viitoare și care este una din puținele măsuri politici care pot duce într-adevăr la corectarea unor debalansări, dezechilibre în societatea românească, că ne referim la eterogenitatea mare a economiei, că ne referim la sursele de creștere, că ne referim la factorii specifici care ne pot conduce la o dezvoltare competitivă. Da, haideți să procedăm puțin prin acest demers. Lucrurile care țin de factori de producție. Când discuți de economie, pleci de la
să spunem, abordarea clasică legată de factorii de producție, capital, muncă, productivitate. Dar în ultima vreme, din ce în ce mai mulți autori prestigioși încep să discute despre noua economie urbană, noua geografie economică, noua economie urbană, și discută la factorii aceștia de creștere, de capital uman, deci acest lucru evident rămâne, oamenii, dar pun accent pe partea aceasta legată de talent, și aici o să vedem imediat legătura, calitatea vieții, și calitatea vieții este influențată direct de mediul în care trăim, iar creativitatea are un impact direct asupra acestui mediu, și partea legată de inovare ca sursă de creștere, aceea nu e nimic nou. Richard Florida scria câțiva ani buni în urmă despre The Rise of the Creative Class și considera încă de pe atunci că avem ca resursă economică creativitatea este o chestiune cheie și cumva încă ne punem problema dacă aceste lucruri sunt evidențe și sunt aduse în mai toate politicile de dezvoltare, mai ales dezvoltare urbană la nivel global, de ce noi nu am reușit să încapsulăm aceste lucruri, să le discutăm, să le considerăm deja fumate și cumva să nu mai fie nevoie să venim cu astfel de argumente. Deci, practic, ansamblul de talent plus creativitate sunt direct legate de creșterea economică. La noi, în România, încă mergem pe ideea că avem, când ne uităm la creșterea economică, ne uităm la modelele tradiționale macroeconomice. Avem consumul, avem deci creșterea bazată pe consum, da? Se vedea modul în care inclusiv creșterea din 2016 începe să aibă o preponderență pe zona de consum. Investițiile, bineînțeles, considerate cele mai importante, fiind investițiile în sau formarea brută de capital, da, infrastructură și alte lucruri, și investițiile productive. Dar problema este cumva aceste elemente soft care sunt critice pentru modul în care țara noastră, economia noastră se dezvoltă, sunt agreate, le vedem lumea dând din cap, dar nu sunt potențate. Ele nu sunt un lucru în care să investim. Da? Noi nu avem în acest moment nici măcar o evidență statistică de vreun fel câți bani dăm în politicile publice pentru a încuraja talentul și creativitatea. Nu există așa ceva. Ca să nu spunem că nici în sectorul privat nu putem face un proxy foarte ușor pe acest lucru, și vă spun pentru că am avut ocazia ca împreună cu colegii de la Ministerul Culturii mai multe iterații să lucrăm pe date din acest domeniu. Dacă trecem mai departe, mai este încă o chestiune foarte importantă. Vedeți, că discutăm că o numim comunitate sau că o numim ecosistem sau că o numim cluster, da? Teoriile acestea legate de aglomerare sunt niște teorii care ele vin de hăt-hăt, adică nu sunt ceva nou, da? Sunt lucruri care vin toate conceptele legate de economie de scară, aglomerare economică, ele au fost dezvoltate de cel puțin 300 de ani de zile în materie de concepte economice, da? Și ele ajung, în fine, de la Marshall și districte și, în fine, mai recent Porter și mai recent, în fine, Kettles și toți ceilalți, care au legat zona economiei de zona dezvoltării urbane într-un mod armonios, ne duc către chestiunea aceasta de ecosistem, ecosistem creativ, unde am spațiu, economia și oamenii care nu pot fi separate. Deci eu când am un oraș, nu este o treabă de arhitecți, nu este nicio treabă de economiști, că bine, mi-ar plăcea mie să zic asta, dar iată, asta e parte din motivul pentru care m-am dus, de exemplu, către arhitectură, ca să pot să învăț și eu și să văd în ce măsură putem schimba idei, dar ceea ce este important este că noi le avem în continuare puse pe politică de silos. Și aici mi s-a părut extrem de important argumentul care a fost adus mai devreme, și anume că poate creativitatea cel mai mare atu este colaborarea multidisciplinară, multisectorială. Și evident, discuția despre oameni. Când vedem această chestiune legată de clustere de aglomerări, această discuție se poate extrapola și pe mediul rural, dar acolo concentrarea e puțin mai mică de astfel de actori. Aici discutăm inerent și de cei 3T pe care îi aveți aici. E vorba de talent, iarăși, da? Deci unde am spațiu, economie, oameni, evident, ar trebui să am un mediu în care talentul să se poată afirma. Și aici nu mă refer la o meritocrație politică, nu că n-ar fi bine insinuată de către primul ministru, dar mă refer la faptul că talentul, prin natura sa, poate să
ajungă la suprafață numai în sisteme funcționale de comunități care le recunosc și îl caută. Toleranță și aș adăuga și încredere, problema pe care noi o avem și unul din motivele principale de subalocare economică în România este lipsa de încredere. Discutam de individualismul creativilor, da? Dar pe de altă parte aici discutăm de cu totul altceva. Deci, făcând abstracție de acest individualism, noi avem o problemă de țesut, de țesut social, țesut comunitar. Noi când vorbim de comunități, vorbim de elemente încă care nu au un grad mare de coeziune. La noi e mult mai ușor să critici ceva decât să susții ceva. Și astea sunt niște lucruri care sunt, de fapt, de bază la piramida acestei dezvoltări pe care o discutăm. Și, bineînțeles, tehnologia care în acest moment, de la concepte de IoT, deci Internet of Things, până la orice alte tehnologii care pot duce la dezvoltare comunitară, socială, urbană și așa mai departe. Și aceste lucruri ne conduc la scheme de tipul, dacă putem să mergem mai departe, celor pe care le-a dezvoltat, de exemplu, Edward Glaser. Edward Glaser este profesor la Harvard și a scris o carte pe care vă recomand, se numește The Triumph of the City, e jos scris acolo, da? Și zice așa, dă un subtitlu care mi se pare interesant, zice: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier and happier. Da? E o carte din 2011 pe care vă recomand și care încearcă să pună accentul pe câteva din lucrurile importante. Da? Deci suntem într-o epocă în care suntem îngrămădiți, densitatea, interacțiunile între noi cresc, da? Că discutăm de interacțiuni fizice, de proximitate, dar și interacțiuni cu rețele sociale și alte lucruri, dar ceea ce este important e că se pune problema cum ne rezolvăm lucrurile împreună. Da? Orașele sunt locuri în care oamenii care au talent învață de la unii de la ceilalți. Este o problemă legată de competențe, de aglomerare de competențe. Sunt lucruri care țin de, să spunem, modul în care invențiile și această colaborare interindustrială sunt critice. Cunoașterea în oraș. Da? Și ceea ce cred eu că e de reținut aici, zice, policy should enable choice. Da? And support cities. Da? Deci problema este, tu ca politică publică nu trebuie neapărat să ai aroganța că știi mai bine ce mai bine pentru locuitori, ci să poți să dai această posibilitate ca să înflorească diverse inițiative. Da? Și bineînțeles, altă referință, Nerdistan Goes Urban, Joel Kotkin a scris o carte care se numește The New Geography, în care definește practic și inclusiv istoria orașelor, bineînțeles, plecând de la modelurile mai ales din Statele Unite, și în care arată forța de dezvoltare economică pusă la un loc cu dezvoltarea urbană. Richard Florida, din nou citat, evident, se discută despre orașe creative. Dar ceea ce este aici foarte important și care e legătura pe care aș vrea să o facem? Vedeți, zilele acestea se discută de și la noi în România de probleme legate de salarii, venituri mici, lucruri care cumva în piramida lui Maslow limitează o bună parte din populație de a discuta de chestii de astea care s-ar părea foarte savante și sofisticate, cum ar fi dezvoltarea urbană. Și acest lucru nu este numai la noi, deci excepționalismul acesta nu este o chestie de geto daci, traci sau ce mai fi, că numai în România avem această situație. Ce mi se pare absolut relevant este că cam în toate societățile moderne, cam numai o treime din locurile de muncă sunt bine plătite, două treimi tind să fie prost plătite. Iar, practic, o politică prin care să nu încurajezi tipul acesta de dezvoltare creativă, dezvoltare urbană bazată pe talent, acest lucru restricționează, bineînțeles, disponibilitatea de locuri bune de muncă, nu neapărat cele care sunt într-adevăr ajungi în situația să ai un loc de muncă și să fii încă în regim de sărăcie. Bun, și atunci, ca să ne apropiem de câteva chestiuni pe care vi le propun, totul se reduce la oameni. Nu poți să ai o transformare urbană, nu poți să ai o transformare economică dacă nu ai oameni creativi, oameni pregătiți, oameni care să-și dorească să-și vadă
locurile în care locuiesc ca în Florin. Și mai avem încă o problemă care e foarte mare. Deci dacă agreem că oamenii sunt importanți și atunci avem nevoie de ei, trebuie să știm în același timp că și talentul e foarte pretențios. Da? Orașele care pot să rețină talent și să-l atragă sunt orașe care se dezvoltă. Și aici avem această teorie, ou sau găina. Ce facem? Mai întâi avem deschiderea orașelor și după aia vine talentul. Dar cum faci deschiderea orașelor? Că asta trebuie talent și competențe și viziune ca să poți să ajungi acolo. De asta discutam de pionierat. La fel și firmele. Firmele urmează aceeași logică. Și ceea ce este important e că dacă ne uităm evidence-based, deci bazat pe evidențe, cam 35% din forța de muncă în centrele urbane creative sunt din clasa creativă. Vă dați seama, o treime, unul din trei oameni pe care îi întâlniți pe stradă sunt oameni care își urmăresc pasiunea și o pun, o transpun în valoare economică. Dacă am aplica această fracție și în România, am înțelege cam unde suntem și poate numai câteva orașe din această țară s-ar apropia de cifre chiar încă îndepărtate de acest 35%. În platforma de industrie creative de care discutăm la nivel guvernamental, dar împreună cu societatea, de fapt a societății mai degrabă decât a guvernului, avem ca deziderat să avem 10% din locurile de muncă care să fie locuri de muncă creative. Deci vă dați seama, discutăm de un anumit ecran. Bun. Și mergând spre final, câteva considerente. Odată, tot Florida vorbea de comunitățile plug and play, care sunt o chestiune foarte importantă. Ce înseamnă comunitățile plug and play? Înseamnă comunități în care eu, dacă vreau să mă racordez la un oraș de acest tip de comunitate, ar trebui ca într-o săptămână să mă simt acomodat, să am suficiente lucruri care să mă inspire, să am un nivel de viață în care aspirațiile mele pentru cultură, pentru evenimente, pentru socializare să poată să fie într-o săptămână validate, ca să știu că mă pot dezvolta în acel mediu. Și câteva din caracteristicile acestor comunități sunt clare, de altfel multe din orașele pe care le vedem, nu doar în vest, ci și cele care au început să miște și în România și în sud-estul Europei. Industrie high-tech, multe obiective în aer liber, da? Conceptul de agora, de a te întâlni, de a, chiar dacă ești într-un oraș care are, să zicem, evenimente izolate, ar fi bine totuși să ai și locuri în care să poți crea acest spirit de comunitate prin interacțiune vibrantă, să ai acest centru urban vechi pe care îl vedem cum se dezvoltă revitalizat. Și, bineînțeles, aici este efectul de bulgăr de zăpadă. Acest lucru atrage alte industrie, fie alte firme cu creștere rapidă, antreprenori, furnizori de servicii. Da? Jane Jacobs vorbea de ceva vreme, în 1961, în The Death and Life of the Great American Cities, despre importanța capitalului social. Și această noțiune de clusterizare, ai aceste spații cu caracter, creativi, nu sunt neapărat... Nu au o chestiune legată de carpe diem în sensul financiar, monetar, dar e o chestiune, ai nevoie să te simți, să ai acest sentiment de apartenență. Oportunitățile pentru revitalizare, valorificarea activelor și protejarea patrimoniului sunt derivă în mod inerent din această nevoie de a face parte din dezvoltarea urbană. Și dacă este să ne uităm un pic la rețete, dacă mergem mai departe. Deci, nu există o rețetă clară. Deja se folosește și în România Silicon Valley-ul de IT, de la Cluj, da? Cluj Innovation City, Silicon. Deci, nu există o rețetă clară, dar sunt evident multe lucruri care dacă doar copiază niște lucruri care se întâmplă în alte țări și nu au țesutul urban, măsurile legate de comunitate, pot într-adevăr să eșueze. Ca și tipologie, ai orașe care sunt tradițional creative, ai orașe care sunt revitalizate de la zero, cum a fost zona industrială Ruhr din Germania, ai Liverpool cu o mobilizare exemplară pe partea de capitală culturală și care după aceea a dus la niște dezvoltări absolut fascinante, sau orașe care sunt hub-uri de business, cum este Singapore,
care a într-adevăr a atras mai apoi partea aceasta de creativitate și cultură. Cert este însă că dacă ar fi să ne gândim la ce se întâmplă în perioada următoare, există și un set de riscuri și nu vreau să, în fine, să ne dezumflăm, dar sunt niște lucruri la care trebuie să ne gândim. Există un risc de plafonare, nu chiar așa imediat, că nu e ca și cum am ajunge acolo. Există clar un risc de gentrificare. Aici, din punctul meu de vedere, trebuie să fim atenți, sunt multe alte orașe care au trecut prin aceste lucruri, trebuie să vedem cum putem preveni și noi în România acest fenomen de gentrificare în ceea ce privește transformarea unor zone din specificul lor, spunem, artistic, creativ, da, în niște ținte pentru, să spunem, clasa înstărită. A se vedea, de exemplu, Soho Effect, da, modul în care am avut două valuri, un val în care comunitatea Soho s-a dezvoltat ca urmare a creativității și după aceea al doilea val în care a devenit practic o țintă de consum, de elită și rezidențial pentru cei care au într-adevăr venituri extrem de ridicate. Și practic aici sunt niște cicluri la care trebuie să fim atenți, multe legături legate cu dezvoltarea imobiliară, cu lucrurile care țin de politica pe care o putem gândi într-o perspectivă pe termen mediu și lung. Și în final aș vrea să închei prin a explica un pic de ce este necesară o politică publică și de ce aceste inițiative pe care le avem astăzi în paneluri sunt critice. Avem nevoie de o valorificare a activelor pentru că practic orice activ nefolosit este de fapt o pierdere potențială, un cost de oportunitate. Pe partea activelor de stat, cred că nu e un secret pentru nimeni, statul nu are astăzi o evidență a patrimoniului public, deci nu vorbesc cel privat, evidența a patrimoniului public, vorbim aici proprietate publică a statului și proprietate privată a statului, dar amândouă sunt din zona publică, ceea ce face ca să nu ne putem exprima decât pe bază de exemple în ceea ce privește cam cât pierde sectorul public în acest moment prin neutilizarea acestor spații. Discutăm de protejarea patrimoniului industrial, discutăm de sprijinirea comunităților locale și reconfigurarea economiei. Practic, toate aceste elemente sunt legate intrinsec de dezvoltarea economică. Și pentru a face legătura cu cealaltă inițiativă, noi avem o platformă pe care s-au creat mai multe grupuri de lucruri legate de industrie culturale și creative. Este o inițiativă care este susținută de Ministerul Culturii, Ministerul Economiei. Avem, evident, colaborarea care este inerentă și clară cu Ministerul pentru Dialog și, bineînțeles, Cancelaria este direct implicată și încercăm să atragem și am invitat și toate celelalte ministere în această discuție, dar ceea ce e și mai important e că task force-urile, că discutăm de finanțare, că discutăm de reglementare, că discutăm de cartea albă a industriilor creative, toate sunt menite să țină, practic, această comunitate angrenată în a-și defini propriul viitor. Iar guvernul să fie, de fapt, un facilitator, o platformă prin care aceste idei valoroase se pot manifesta, să creștem legitimizarea și, în același timp, să ajungem în mod indirect la obiectivele clasice de politică economică, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economică și, bineînțeles, transformarea acestei țări într-o țară care știe să-și valorifice talentul și creativitatea. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim frumos, Dragoș! Ați auzit un discurs care e oarecum inedit în raport cu discursurile de tip clasic pe economie, sau mai corect spus ar fi tradițional, un discurs în care terminologie sau abordare de tip antreprenorial și politici publice care vizam mai degrabă aspecte economice s-a combinat cu termeni mai degrabă din sociologie despre țesut social, despre capital social. Și poate că ar merita două cuvinte ca să explicăm că nu este un demers punctual. El se înscrie într-un trend mai mare. În acest moment, o sumedenie de concepte cât se poate de economice, dacă vorbim de antreprenoriat, de inovație, de întreprindere,
suferă la ora actuală, și nu vorbesc de ultimele zile, vorbesc de, deja de niște decenii, un proces de socializare. Se vorbește despre economie socială, despre antreprenoriat social, despre inovație socială și se vorbește din ce în ce mai substanțial. Este, dacă vreți, o redescoperire a conceptului de economie în valoarea, în dimensiunea lui tradițională. Pentru că dacă ne uităm la precursorii conceptului de economie, dacă ne uităm la un Adam Smith, o să vedeți că se vorbește despre economie nu doar în dimensiunea ei comercială, se vorbește despre economie într-o dimensiune socială, cât se poate de pregnantă. Ceea ce s-a întâmplat este că în evoluția conceptului, la partea de implementare, odată cu trecerea în faza de capitalism, acolo s-a monetizat conceptul de economie și acolo indicatorii de performanță au devenit primordial, cei legați de profit, de cote de piață, deci o dimensiune mai degrabă pecuniară. În acești ani, mai în perioada recentă, spuneam, redescoperim complexitatea conceptului de economie și ne întoarcem la niște abordări care, din acest punct de vedere, par a fi moderne, integrative, dar ele, de fapt, repet, ne fac să ne reîntoarcem la un referențial. Și este foarte interesant să vedem cum acest proces de hibridizare se reflectă nu doar în discursurile sociologilor sau antropologilor sau acelor cu vocație comunitară, ci și în discursurile unor personaje care sunt guru în materie de economie, un Michael Porter de la Harvard, care vine și vorbește corporațiilor despre nevoia de a se întoarce spre comunitate. Da? Din acest punct de vedere, trecând într-un alt plan, acel de politici publice, constatăm cum și aici există o schimbare de referențial, sau mai degrabă ar trebui să vorbesc pentru cazul României de un deziderat, acela de a trece de la referențialul binele public sau interesul național către un referențial care să fie mai pragmatic abordat, binele cetățeanului, binele individului, care sigur că și aici e o discuție despre cine este individul sau cine e cetățeanul care se constituie ca referențial, dar credeți-mă că o asemenea schimbare de paradigmă duce la o schimbare și în ceea ce înseamnă operaționalizarea instrumentelor de politică publică. În acest sens a pornit și demersul nostru acesta de a crea și valoare socială, considerând că un proces de reconversie de destinații în care implicăm cetățenii, avem un proces de decizie, vine să creeze coeziune socială, vine să contribuie prin rezultatul procesului și prin procesul însuși la creșterea capitalului social. Deci aici este locul de intersecție în care cele două inițiative se întâlnesc. Mai multe lucruri despre niște cazuri de succes în ceea ce înseamnă acest tip de mers o să ne spună Iulian Canov de la Wolf House Productions, care o să ne spună câteva cuvinte despre impactul social și economic al proiectelor de revalorificare. Bună ziua! Cum a spus și înainte de pauză, o bună parte din prezentarea mea era menită să vă convingă de nevoia unor politici publice pentru spațiile nefolosite sau pentru patrimoniul neutilizat. Am să încerc să țin o prezentare cât mai scurtă, pentru că ce e important este să auziți cele 3-4 exemple de proiecte de revitalizare și reutilizare a patrimoniului nefolosit din România. Aș vorbi puțin de ce este nevoie de o politică publică pentru spațiile nefolosite din orașe. Păi, probabil că în primul rând este nevoie de o astfel de politică publică pentru că avem foarte, foarte multe, avem un fond clădit, nefolosit, foarte mare, foarte variat. Vorbim aici despre platforme industriale, vorbim despre foste exploatări miniere, foste baze militare care acum sunt nefolosite, forturi, vorbim și despre conace, castele, s-a vorbit înainte de pauză și despre importanța a plecării și spre zona rurală. Avem
milioane de metri pătrați construiți care stau degeaba, nu sunt folosiți, sunt scoși din, din circuitul economic. Și domnul Puslaru a vorbit mai devreme despre acest lucru. Toate aceste spații, nu știu, în Europa, cumva Europa care este punctul nostru de referință, în Europa sunt reutilizate în diferite moduri de zeci de ani, nu mai este chiar așa o noutate. Cumva au început și în România să apară inițiative de reutilizare a patrimoniului nefolosit. Acestea sunt... Noi în pregătirea conferinței am făcut un chestionar pe care l-am circulat printre inițiativele existente de refolosire a patrimoniului nefolosit, a patrimoniului abandonat. Și cumva mi-aduc aminte că una dintre datele care a ieșit de aici a fost că toți cei care au completat chestionarul au spus că inițiativele sunt bottom-up, sunt pornite de la zero, de grupuri mici de inițiativă sau ONG-uri și toate au fost în lipsa implicării administrației publice sau administrației locale sau în cele mai multe cazuri cu indiferență din partea administrației locale. După cum probabil că o să vedeți în exemplele care urmează, este vorba de proiecte foarte interesante care evoluează foarte repede, au potențial de a fi scalate, de a fi replicate, doar că acestea se pot face numai în colaborare cu autoritatea publică și în prezența unor politici publice eficiente pentru care să încurajeze astfel de proiecte. N-aș vrea să mai rețin prea mult atenția voastră. Aș trece direct la ultimul slide, care cumva însumează o serie de keywords. Un slide înapoi, dacă se poate. Chestionarul despre care vă vorbeam este un început de recensământ al inițiativelor în acest sens. Este online, îl puteți consulta, descărca și în același timp puteți să, dacă aveți o inițiativă în acest sens care funcționează și despre care noi nu știm, o puteți încărca și dumneavoastră într-un Google Docs, într-un Google Forms. Și aș trece spre ultimul slide, unde cumva... mă rog, aș vrea să vă gândiți la aceste cuvinte cheie care ar trebui cumva să ne ghideze discuția din, nu doar din modul 1, care este un modul mai relaxat, un modul care arată, haideți că se poate, vă arată că se poate. Aș vrea să ghideze discuția pentru modulul 2 în special, în modul care va arăta, în care se va vorbi despre probleme și obstacole. Mulțumesc. Mulțumim, Iulian. Înainte de a da, să spunem, partea cea mai interesantă a zilei, cred eu, respectiv prezentarea cazurilor, unor cazuri de succes, aș vrea să punctez un lucru, respectiv faptul că chiar dacă procesul pare a fi oareșcum închis la cei prezenți aici în sală, grație celor de la Epoch Times, toată desfășurarea este transmisă live pe internet, deci există posibilitatea pentru cei interesați să urmărească această dezbatere și dacă știți persoane care nu sunt în acest moment în București și ar putea fi interesate de subiect, rugămintea mea este să le dați un semn despre această posibilitate. Încă o dată mulțumim celor de la Epoch Times pentru oportunitate. O să trecem la o primă prezentare și o să o invit pe Tamina Lolev de la Node Makerspace să ne spună câteva cuvinte despre experiența lor.
funcționează? Da. Nu-mi dau seama, cred că e mai comod, voi sta în picioare, totuși. Bună ziua, sunt Tamina Lolev, sunt arhitect și vă voi povesti despre transformarea unui spațiu industrial în industria bumbacului din București. E vorba de un spațiu industrial transformat cu ajutorul comunității. Da. Eu practic reprezint o comunitate multidisciplinară formată din arhitecți, designeri, ingineri, artiști, care a funcționat timp de mai mulți ani, să zicem din 2010 până în 2014, în mai multe proiecte, am produs mai multe proiecte sub diferite forme, în multe echipe, și am ajuns la o nevoie comună, și anume nevoia de spațiu și instrumente de a ne construi proiectele. Pentru că creativitatea există, aveam nevoie de celelalte componente. Deci, în primul rând am descoperit această nevoie a grupului. În al doilea rând am descoperit că această nevoie a grupului este de fapt o nevoie extinsă. Ea este extinsă și inclusiv în mediul academic din cauza lipsei de pregătire practică și pe bază de experimente din școli, din școlile de profil. Poți să dai, te rog? Nu. Și atunci am găsit și o soluție, respectiv crearea unui makerspace, adică a unui atelier de creație, a unui atelier de prototipare, care pune la îndemâna oamenilor interesați spațiu, echipamente și o comunitate pentru a-și construi proiectele. O secundă. Ah, de fapt, nu, e regulă. Acest concept de makerspace nu este un concept nou, el s-a dezvoltat foarte rapid în Statele Unite și în vestul Europei, pentru că un makerspace este un mic motor de dezvoltare economică locală. Așa că vedem pe această hartă cât de răspândite sunt makerspace-urile, mai puțin în estul Europei, unde mișcarea este mai la început. Totodată, un makerspace înseamnă îmbinarea tehnologiei cu designul, cu meșteșugurile, cu prelucrarea lemnului, a metalului, împreună cu robotică, printare 3D și alte domenii. După ce ne-am clarificat că avem nevoie de așa ceva, am avut norocul în toamna anului 2014 să aflăm de un spațiu industrial la etajul 2 al industriei bumbacului, vedeți clădirea de pe Splai. E vorba de un spațiu de 650 de metri pătrați, care la început arăta ca în imaginea de jos. La prima debarasare arăta așa, să zicem. Poți să dai? Nu? Alte imagini din spațiu, vedem că era foarte insalubru, a trebuit igienizat, curățat, a fost multă muncă la mijloc. Deci acest spațiu industrial a fost prima noastră resursă. Următoarea resursă foarte importantă a fost echipa, pentru că suntem o echipă foarte mare de arhitecți, urbaniști, designeri. Aceasta este o poză de la lansare. Am pornit într-un grup de aproximativ 25 de oameni. Poți să dai? Și ne-am pus la dispoziție toată munca de toate tipurile. Am învățat foarte multe lucruri pe parcursul acestui proiect. Și aș vrea să ajungem la cifre, de fapt. Nu. Deci la finalul amenajării, să zicem, am tras linie și am ajuns la... poți să dai pe slide următor, trăg? Așa, la o concluzie. Am muncit 6 luni de zile, 25 de oameni, cu 120.000 de euro investiție inițială. O parte din această investiție, în jur de 40%, a fost în realitate formată din sponsorizări ale partenerilor privați pe care i-am atras în proiectul nostru. La începutul proiectului am făcut o prezentare foarte bună și am reușit să convingem o serie de parteneri să ne susțină proiectul cu materiale și echipamente în general. N-am avut nicio finanțare în bani, însă totuși am ajuns la această sumă totală și la finalizarea proiectului.
putem să luăm. Și o să vedem, da, proiectul însumează 650 de metri pătrați, din care 300 de metri pătrați sunt lucru, spațiu de lucru în comun, open space, 150 de metri pătrați de ateliere de prelucrare, lemn, metal, vopsitorie, laser, printare 3D, etc. Și 10 studiouri de lucru. Și putem vedea în imagine ce urmează rezultatele și cum arată spațiul după toată amenajarea. Open space-ul, putem, sala de conferințe, nu. Studiourile, două dintre ele, atelierele cu copii, pentru că pe parcurs am avut o echipă de 12 oameni care ni s-a alăturat și se ocupă de ateliere de bricolaj și design pentru copii. Și ca o concluzie a primei părți a procesului, am obținut un spațiu de lucru, de joacă, de experiment. Testăm foarte multe lucruri acolo. Iar la finalul lui 2015, iarăși am tras linie și am ajuns la concluzia că suntem în jur de 100 de oameni, 25 de startup-uri și într-un an am găzduit și am organizat o serie de evenimente relevante pentru dezvoltarea industriilor creative, respectiv conferințe, un târg de design local, concursuri de design care stimulează foarte mult activitatea. Și tot atunci ne-am dat seama că avem nevoie să ne extindem și am avut și oportunitatea să ne extindem pentru că s-au eliberat încă 300 de metri pătrați de lângă noi.